astăzi suntem ofițeri de poliție și mergem în investigație să vedem ce s-a întâmplat la un atac de mimic, nu știu cum îi spune, la genul ăla de om care face, care imită, că asta înțeleg că este, nu? Mimic search. Așa că, haideți să investigăm. Între timp, eu sunt Zgârcea și bine m-am regăsit pe canalul meu. Nu uitați să băgați și un subscribe înainte să începem videoclipul. Made by Gemsel. Wow, suntem direct în mașină. Avem și un laptop. Putem să și conducem. Ok. Emails. Briefing from Nathan. Subject. Briefing. Hello. A few hours ago, we received an anonymous call from someone reporting an abandoned car with a lot of blood next to it. You know what that means. Pare că da, e o crimă. Investigate the crime scene. After that, drive around the area. Use your map. Talk to people and ask if they've seen anything weird. If you encounter a mimic, neutralize it with your firearm. Don't get cornered. Mimics are highly trained predators. Good luck. Kind regards, Nathan. Ok, frate. Avem și harta. Hai că bine, avem și noi fucking Windows în anul 2, înainte de Hristos. Ia. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Aș investigate the crime scene. Putem să intrăm în astea? Se pare că nu. Nu există să facem accident, aparent. I need to slow down. Gata, frate. Îmi tras și frâna de mână. Press F to use the flashlight. Bine, bă. Oh, ne scade și nouă FPS-ul la 2. Asta ce dracu' e așa de petrificat în puii mei? Boss, ești ok? Și aici e scena crimei. Oh, shit. Oh, shit. K3HS3D, 5-3D, ha? Huh? The victim's car. Staying inside would have been safer. Zic și eu aceeași chestie. Hai că... Ce? That's a huge footprint. Probably belongs to the mimic. Uite care... Are urmă de pantof în puii mei. Ce e asta? A, țigară. Cigarette is still warm. Looks like this one was the victim's last one. Ok. Aici-s lumini. Mi s-a părut că am văzut ceva suspect. Mă rog. O poșetă. The handbag of the victim. Nothing was stolen. Interesant. Și asta? Ok. A lot of blood, but not a single piece of flesh. Hmm. Bine, frate. În jurul nostru pare în regulă, nu pare neapărat foarte unsafe. Tu ești încă petrificat și fucking levite. A, nu-i doar umbra, ok? Ia, tu ce zici? So what have we got here? An abandoned car, a lake of blood and nobody. And no valuables are missing. So probably a mimic doing its work? Yes, I think that's obvious. The car was smoking when I arrived here. I think the victim was driving up this road and had to stop because the engine had an issue. Okay, deci avea probleme cu mașina, huh? The victim called roadside assistance while a mimic was hiding behind a bush. Ce se aude o mașină? That thing was probably one of the big ones. There's a huge footprint in front of the car. Probably one of the big ones. Deci fucking Bigfoot în puie mei, nu un om. She didn't have a chance. How old is the victim? 37 years old according to her ID. Is this area known for mimic activity? Che? No, not at all. But it seems like they're expanding their territory. I bet the fucker is still close. Probably somewhere in the woods digesting her. Che mo? You're assigned to take the care of it? Yes, that's why I'm here. I'm tasked with finding and neutralizing it. It. Okay, frate. I'll drive around the area and ask if someone has seen something suspicious. Sounds like a plan. You have a map of the area on your laptop, right? Yes, I have a map. Sounds good. If you want, you can take a look at the crime scene yourself, in case I missed anything. Will do. See you back at the station. Stay safe. Hmm. Gata, băieți. Hai atunci, see you back at the station. Dar îmi place mai mult mașina lui, frate. De ce a lui e roșie și mașina mai neagră? No. Hai să urcăm atunci mașința noastră. Și ne cărăm, a? Bine, frate. Bine, frate.
Azi ne cărăm. Putem să claxonăm? Nu? Ok. Bun. Și... stai un pic, hai să vedem mai întâi ce... unde suntem. Camping spot, gas station, trailer park. Și noi unde naiba suntem, man? Avem barbed wire. A, uite, în față e ceva. A, asta e benzineria, gas station. Deci suntem la gas station, hai că e bine. Hai că e bine, bă. Hai să tragem așa, poate avem nevoie și de motorină, dracu știe. Bun. Se pare că nu avem nevoie de motorină. Pentru o secundă am crezut că e un cuțit pe jos, dar nu. Beware of mimics. If you see anyone who is pretending, contact law enforcement immediately. Ok, deci e într-adevăr un meme. Signs that you're dealing with a mimic. Unnaturally long limbs, funny walk, never blinks, sometimes flesh-colored skin. Bă, e om sau nu e om, frate? To survive a mimic encounter, keep calm, contact the police, gain distance, do not expose meat. Do not expose meat. Mama, asta sună foarte dubios. Sună foarte dubios, bă. Tu? Ce dracu e s-o teleportat aici polițistul sau ce pui mei? Băiatul, ai suspiciously long limbs? Nu pare. Dar de ce? What can I do for you, sir? There was a mimic attack just down the road. Damn, that's bad for business. Ah, pfff! Dă-i dracu de oameni, that's bad for business. Do you know anything that could help me with the search? I haven't noticed anything weird so far. Everything is just as always. Really? Nothing at all? No. Only thing I know is that you should be very careful. Nowadays, they're extremely good at pretending to be human. Ah, deci sunt un fel de creaturi de fapt. And they're more dangerous than ever. People say they're evolving and learning from humans. Thanks, but that's information that's already known to us. Mă scuzați. Anyway, thanks. Don't you want to buy something or fill up your car, sir? I'm good, thanks. Bă, asta se gândește la businessman. Oh, good luck with the search, officer. L-am dezumflat, frate. L-am dezumflat, efectiv. Ne uităm dracu dacă nu fie ăsta pe afară. Bun. Deci nu ne avem nimic, bă. Hai, frate, că avem sucuri, avem de toate în puii mei. Apă? Nu. Bine, frate. Mimic pe undeva? O cutie goală. Vedem cu lanterna. Că totuși, nu știu, am un feeling că pe aici ai ceva. Ia, o mașină. Ok, e mașina de la benzinărie, probabil. Gunoaie. Să mai investigăm, bă, pe aici? O pubelă. Tot gunoi în ea? Altă pubelă. Poate s-a modificat asta, dracu. Nu, e ok. Bine, bă. No, atunci, în cazul ăsta... hai să urcăm înapoi în mașină, numai pe partea cu șoferul, bineînțeles. Ăla-i. Hai să ne uităm pe hartă și să vedem ce avem înainte. Deci suntem la gas station. Am făcut, cred că, dreapta pentru gas station, nu? Avem motel, trailer park. Trailer park, nu-mi place mie că aici e așa izolat. Mă rog. Hai să vedem. Deci noi am venit, da, am zis bine. Hai să luăm mai întâi partea cea mai, de care mi-e frică cel mai tare, ca să zic așa, asta, să intrăm dreacu în copac. Oh, până dăm noi cu spatele, să-mi bag picioarele. Hai că am crezut că tot o să prindem copacul ăla cumva. Cu farul sau dracu știe. Ok. Și ne îndreptăm către, ce era acolo? Trailer park, nu? Parcă. Bun. No, și să vedem. Oh, putem să stingem farurile? What? Ok, frate. Ok, frate. Să zic, eu mă tot duc stânga-dreapta dacă mi se pare că e ceva dubios. Ce s-a auzit așa? S-a auzit un sunet ca și cum... ca un click. Nu știu. Auziți și voi click-ul ăla, bă? Se aude efectiv ca un click, să mor eu. Mă rog, hai să merg... nu, că nu degeaba se aude, mă, click-ul ăla. Ah, ok, și pe aici sunt tot oameni, fii atent. Wow, 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 stai-ți, bă, că le intrăm în case, frate. Casele americane, în pâine, de hârtie, de carton. Bun. No, băieți,
Unusually long limbs? Nu. Oamenii par safe oricum. Omul meu bea, n-are treabă. Ok. Hai să cercetăm un pic zona. Oare avem voie să intrăm în case? Hai că era mișto dacă aveam voie să intrăm în case, sincer. Bine, frate, deci absolut nimic. Da, absolut nimic. Ok. Bă, pare safe? Pare la primă vedere. Nu, ăla era un copac. Ok, pare safe. Hai să vorbim cu ei. What the fuck do you want? Easy there, Paul. I'm just here to ask a few questions. People don't like cops around here. Make it quick. Ți-arcă un glonț în cap, ce ai, mă? I'm here for an investigation. A mimic was active in the area around the nearby gas station. Asta n-o să creadă. Shit. That's where I get my beer. Na, acu-ți pasă, huh? Oh, fuck that place. Too expensive anyway. Do you know anything that would be useful to me? No. I'm drinking all day. Bine faci, frate. Nothing else to do around here. People here don't believe the official narrative. Adică. They say the government uses them. Ce? To keep the population down. Ah, ok. They don't like us common folks. You use them to get rid of us. This is not true. Otherwise, we wouldn't try to neutralize them. So, have you noticed anything odd in the last days? No, not at all. Everything is as always. Try your luck somewhere else, cop. Bine, frate. Good night, sir. Domnișoara. Tu parcă am suspectă. I'm not talking with the cops. I just want to ask a few questions. As I said, I'm not talking with cops. Bă. Cucoană. Cucoană. E efectiv inutil, frate. Nu putem să intrăm, n-avem mandat să intrăm în casă? N-avem. Bine, frate. Bă, sper să vă prindem, cel puțin pe domnișoara, să o prindă mimicul, sincer. Sper să o prindă mimicul, atunci când mă întorc aici. Stai să vezi acum ce karma mă ia și să vezi că fix la mine vine. Deci să-mi bag picioarele de nou apare acum pe ăsta fix la mine. Stai. Da, e bine. O luăm la dreapta. Hai să facem dreapta. Noi am fost acolo? De acolo venim, nu? Da. Bine. Hai să mergem către... Nu mai știu ce era. Trebuie să facem undeva stânga pe aici. Undeva... O mașină parcată pe lateral, pe margine? Ha. Ha. Ce-i cu ăsta? Long limbs? Niciun long limbs. Ha. Ciudat. În mașină? De ce are volan pe dreapta? Bă, băiete, vii cu mașini furate, bă? Bă, vii cu mașini furate, mă? What's up, Paul? Your car broke down? No, the engine just got a bit too hot. I'm waiting for it to cool down before driving off. Oh, fuck. What do you need, officer? We have reports that here could be a mimic around this area. Do you know anything helpful? Yes. Ia auzi. It's me? Ce? Very funny. You do know that stupid jokes like these can land you in jail? Sorry, officer. It was a bad joke. Hmm. I let you get away with this time. I have to continue my search now. Stay safe, officer, and good luck with your search. Mă duc efectiv cu spatele. Voi aveți încredere în ăsta, bă, sincer. Aveți încredere, frate, în ăsta. Eu n-am, bă, să mor eu. Mă rog. Ne continuăm noi drumul. Și undeva ar trebui să facem stânga pe aici. Nu? Ia, hai să vedem ce zice laptopul. Wow, stai, bă, stai. Am mers pe aici, da, stânga pentru fermă. Sau să mergem întâi la cabină aici. Nu știu, hai la fermă. Nu știu, am un feeling să merg la fermă. Dacă ăsta e... Acum știi cum e, cum se zice că instinctul is the best întotdeauna.
Nu știu dacă și de data asta o nimeresc cu instinctul, dar încercăm. Încercarea nu strică niciodată, nu? Ia, pe stânga. Uite că-l vedem. Vedem ferma, adică o vedem. Ce e aia? A, doamne, doamne, ce m-am speriat, man. E doar un ăsta de incendiu. Speed limit 25. Ce, mă? Bă, băiete, tu crezi că poliția are limită de viteză, mă? Ha? E un drum și la stânga. Ok. Oh, fuck, nu-mi place aici. Să-mi pac picioarele. Hai să trag mașina cumva încât să pot să fug repede dacă e ceva de fugit. Hai că tragem așa. Și așa... Hai mașină, că ești mai mult inutilă decât utilă. Și fii atent că aici nu sunt oameni, bă. Hai să-mi pac picioarele. Nu-mi place deloc. Geamurile par deschise. O, doamne, ferește și păzește. Mi-am stins dracu și lumina. May I help you, officer? Damn, you scared the crap out of me. Are you the owner of this farm? Yes, this is my property, sir. I'm here because we have reports of mimic activity in the area. Do you know anything that could help me out? Let me think for a second. Not really. I haven't noticed anything weird. Atunci de ce dracu ești cu o pușcă în mână, în puii mei? But I also heard rumors about people seeing or hearing them in the woods. I personally don't fear them. Văd că nu... Dorm dracu cu pușca la cap. I make sure to lock all doors and I keep my rifle close to me. Deci destul de aproape am fost cu bănuiala. Thank you for your time. If you notice something weird, make sure to forward that information to the police. Have a good night. Good night and stay safe, officer. Ce face oare? Ok. Am plecat, deci. Bine. Dar nu-mi place deloc, deci absolut deloc, faptul că stătea cu pușca la vedere. Cred că știe ceva ce noi nu știm. Așa cred. Hai, deci dacă vine ăla după mine acum, bă. Deci dacă vine ăla acum după mine. Ia și ne putem urca oare? Nu. Bine. Și aici. Ce se întâmplă? Niște unelte. Niște dulăpioare. Un generator. Iar ceva unelte, ok. Deci e baricadată ușa, ha? Deci e baricadată ușa, dacă el nu știe nimic, ha? Atunci de ce au blocat-o? Nu știu, man. Mă rog, am verificat cam tot ce era pe aici. Doamne ajută, putem să plecăm. Doamne ajută, frate. Ok. Hai să plecăm acasă atunci. Hai, frate, cu mașina ta de... Naibii, mai repede mor în puii mei. Decât ajunge mașina asta la destinație. Hai, o luăm așa pe lângă intersecție, cui pasă, sincer. Și am luat-o la stânga. Acum trebuie să mergem la motel. Bine, frate, mergem și la motel, dacă e. Măcar niște muzică de aveam în puii mei. Dar nici măcar atât, man. Nici măcar atât. Ia uite, merg acele din bord. Bă, frate. Hai că e bun. Uite, aici e probabil motelul. Auci, stai bă, man. Motel, camping spot and cabin. Mamă, trebuia să merg mai întâi la astea, bă. Astea erau cele mai nașpa. Că la camping spot mai ales... Pa. Acolo că trebuie să mergem, puii mei, din... Efectiv... Hai bă, frate, că ai slowit down suficient. La camping spot, îți dai seama că trebuie să intrăm din cort în cort, bă. Acolo cred că o să fie mimicul. Poate trebuia să mergem direct acolo. Ok. Aici e o clădire. Trebuie să ne uităm din lateral. Poate e ăsta mimicul? Nu pare. Că teoretic ziceau că e long limbs, nu? Ia zi. Bă, ăsta e un pic deformat, fii atent. Asta e un pic deformat, voi vedeți acolo, în partea dreaptă a capului? Mă rog, partea stânga lui. May I help you, sir?
I'm here because a mimic was active down the road. Do you have anything that could help me? A mimic, you say? Damn, I just hope I'll never meet one of these things. I myself haven't noticed anything weird. But there's a farm east from here. Maybe they can help you more than I do. You could also follow the road up north. There's an area that's used for camping. Alright, thank you for your time. De ce ești așa de deformat, bă? What the fuck? Ce dracu? Ăsta-i mimicul să-mi bag picioarele. Ăsta-i mimicul, bă. Ăsta-i mimicul, bă. Voi vedeți ce cu freza asta, fratelo? Și din anul 2. Ce pui mei? Ok. Atât, bă, hai să închidem ușa. Așa ziceam și eu. Ăsta-i, deci până acum ăsta e cel mai suspect. Dar cel mai suspect, efectiv. Un scaunel singurăl pe aici. Sus. Putem să intrăm în vreo cameră oare? Camera 5, nu. 6, nu. Nici la 7. Nici la 8, ok. Deci nu, nu putem să intrăm nicăieri. Mers masă cu niște scaunele. 4 încuiat. Aici, 3 încuiat. 2 încuiat. Fii atent. Aici probabil putem intra. Nu. Bine, frate. Mai ești aici, bă? Mai e aici. Dar e ciudat rău, pe bune. No. Nu-mi place de ăsta. Bă, de ăsta mi-a plăcut cel mai puțin, pe bune. Până acum ăsta a fost cel mai dubios. Bun, hai să mergem atunci la the camping area. Dacă ne-a trimis ăsta la fermă, am fost unde a zis el. Deci mai putem doar la camping area și mai era cabin. Să ne băgăm mai întâi la cabin? Nu, hai mai întâi la camping area ca să... Ce ne-ai băi în față, man? What? Ah, stai că acum ne ducem către gas station. Nu, 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 nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Nu, nu-i bai. Hai să vedem măcar, mai e ăla aici? Așa se auzea și înainte, bă. Uite, el încă e aici. Deci nu s-a transformat sau ceva, bine. Hai înapoi atunci, deci la... La, 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 la... Camping spot, ok. Da, știu, merge pe contrasens, cui pasă, sincer. Sau cel puțin așa cred că-i contrasensul. Avem volan pe stânga, ăla avea volan pe dreapta, nu știu exact ce-a fost cu el. Bine, bă, trecem de motel. Hai să ne uităm iarăși, să vedem dacă mai e ăla pe aici. Mai ești aici? Este încă. Ok. Deci camping site. Așa zice nenea ofițerul, a? Ia. Aici e, nu, aici sunt copaci. Pe stânga, pe stânga. Pe stânga, mi se pare că s-au zis ceva. Mă rog, pe stânga. Trebuie să fie camping site-ul acuș. Bă, dar am trecut de el? Sau ce naiba? A, nu, 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 stai că mai e ceva. Oho, mai e ceva, bă. Sau am trecut? Nu, uite-l acolo. Ăla cred că e din față. Dar să fie așa de iluminat, bă? Parcă ceva... Ok. Hai să mergem aici. Dar fii atent că mi se pare că am ajuns în... Nu, ăsta e, ăsta e. Ok, gata. Stai mai întâi să dăm o tură cu mașina, să vedem ce e aici. Sunt oameni? Sau e mimicul în puii mei? Aolo, aici nu-i nimeni, man. Deci aici nu-i efectiv nimeni. Ok, frate. Ok, frate. Fetem că suntem și semi-înnămoliți, cum ar veni. Ok, hai să ne dăm jos. Aoleu. Avem un cort. O pădure în care nu pare să fie niciun mimic. Dar un cort. E mâncare. Un cort închis. Deci probabil cineva doarme. Sper că nu-i de mimic. Ok.
Și aici? Hello? Is someone in there? Oh, fuck. O să se întâmple ceva. What do you want? I'm a police officer. I'm here to investigate a mimic-related incident. Can I talk to you for a second? We can talk, but I'll keep this door closed for my own safety. That's not an issue. Huh. So, you know anything that could help me out? No. Not me. But there's a homeless guy. Last night he came up to my tent, wanted some change. He said some stuff about hearing screams coming from the woods. I thought he was bullshitting me or that he was on something. Anyway, if you want to talk to him, just follow the road eastwards. Eastwards, okay. Will do. Thanks for your time. Stay safe, officer. I will. Nu, de ce nu-mi place când trebuie să mă întorc cu spatele? Cu spatele. Deci am fost pe peste tot, gata. Singura noastră variantă rămasă mai este doar Le Cabin. Le Cabină. Cabană, cabină, cum îi spunem. Ok. No. Atunci, let's go. East side, ha? Huh? Adică exact unde zic, cabina, cabana. Bine, bă. The homeless guy hearing screams. Băi, mă întreb la ce atacă chestia asta. Ce s-a astea? Ah, spiloni, ok. Și un om homeless. Poți să-l calc? Nu pot să-l calc, ok. Nu-mi place. Mamă, de asta chiar că nu-mi place deloc, bă. O să bag picioarele. Boss, chiar că zici că ești on something în puii mei. Ok, hai să interacționez cu ăsta. Got any spare change, officer? Sure. Here, take this. Thank you so much. I'm here to investigate a mimic report. Do you have anything to help me out? A mimic? Oh, that's bad. Really bad. I hear screams sometimes. Nu știu dacă ești nebun sau... At night. Do you see this road going up there? I think there's a house. And? The screams were coming from there. I think. You should take a look. I guess I'll have to. Thanks, and make sure to stay out of trouble. I will, officer. Ca până acum, cu spatele. Și mergem către casă. Către casă. Să moră, dacă eu eram police investigator, ce naiba aici la dreapta? Să mergem și la cabană, bă? Hai și la cabană. Și ultima, deci numai încolo dacă o luăm. Am înțeles. Hai să mergem și la cabană să vedem ce zice lumea. Sau? Bă, ce naiba? Ăsta e ăla care stătea lângă mașină, bă? Da, mă, ăsta e ăla care stătea apropiat de mașină, ok. Bine, frate. Hai că ne întoarcem atunci și mergem către drumul ăla, singurul care nu mai rămas, practic. Păi și cabinul? Că aici trebuie să fie, nu? Merge în capăt, am ratat strada? Sau ce? Deci fii atent. Aici nu, nu facem stânga, că aici e zona asta către fermă. Nu facem aici stânga, unde era ăsta, homeless-ul cică. Cică. Facem stânga, da. Și mergem către cabana de care, pe care încă n-am văzut-o. Dar ce naiba, frate, că nici măcar n-am văzut drum către ea. A, era chiar aici. A, ok, am înțeles, mă, e drum de ăsta, ne pavan, ne nimic. Neasfaltat, nada. Hai de viața mea. De aici să fugi. Baftă, gen. Mulți copaci. Mulți copaci. Și
cabana, încă nu văd, dar cred că asta e. Da. Ușa deschisă. Tragem mașina invers, da? Tragem mașina invers, frate. Că doar nu suntem tâmpiți. Ești nebun la prima chestie dubioasă, fug, frate. Aproape cât să intrăm la ei în casă cu mașina. Și hai. Hai, frate. Nu-mi place deloc. În casă nu-i nimeni, frate. Somebody screaming. Ok. Fuck. Și-am luat și pistolul. Să-mi fac picioarele. Mă urc în mașină. Bă. Ha, frate, urcă-te în mașină, urcă-te în mașină. I can't drive a car through the woods. Oh, nu. Oh, nu. Verificăm stânga-dreapta, da? Oh, Iisuse. Bă, ce dracu, e femeie sau e fucking glup? Man. Să mor eu, mă, eu... Nu-mi place. Woman. Man, puteai să iei dracu mașina prin pădure, las-o naibii. Oh, hai să fugim. Sper că n-avem și stamina sau ceva, bă. Hai că aici e-i. Hello? Hello? Eu nu văd nimic încă, bă. Nici nu mai știu pe unde dracu iau ca să mă duc înapoi la mașină să-mi bag picioarele. Hello? Aici e sigur. La pomii ăștia, nu? Nu? Unde dracu ești, mă? Nu, stai, gata, stai să intrăm în tranșă, în transă. Suntem polițiști, da? Deci nu ne e frică de nimic și de nimeni. Ați înțeles? Bă, voi ați înțeles? Bă. Bă. Bă, 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 bă. Să-mi bag picioarele. Hai să ne întoarcem la mașină, hai să ne întoarcem la mașină, zic eu. Nu? Zic, hai să ne întoarcem la mașină. Hai să ne întoarcem la mașină, frate. O, să-mi bag picioarele. O, să-mi bag picioarele. Se aud pași. De unde dracu se aud pași? Uite-l, 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 puii mei! Oh my god, Iisuse Hristoase! Doamne, you neutralized the mimic! Oh, Iisuse Hristoase, doamne! Oh, acum sunt eu ăla care urlă! Oh. Urât era, frate! Oh, oh, mimic search! Asta a fost jocul, un pic cam sec. Dar aici te încheie episodul de astăzi, dacă v-a plăcut episodul de astăzi, băgați un like, un share și un subscribe. Și să încheiem într-o notă bună acest videoclip. Orice sugestie aveți, lăsați-o vă rog frumos jos în comentarii. În rest, cam atât am avut de zis, bă, eu sunt Zgârcea, eu am fost Zgârcea acest episod. Data viitoare cine știe cine voi fi, dacă nu voi fi mimic, dacă nu voi fi suficient de avansat, încât să imit perfect un om. Foarte cringe. Hai, eu am fost Gârcea și vă salut, băieți. Ne revedem data viitoare pe al meu canal, în următorul episod. Goodbye!